minunat! Un magazin cu dulciuri! Unde să ne ascundem? O, știu! Mă voi ascunde între ochii de jeleu albaștri! Kit-Kat-uri roșii? Exact ce-mi trebuie! Se potrivesc de minune! Aici Sam nu mă va căuta niciodată! Ba, pe mine nu mă va căuta în coșul cu Hubba Bubba! Aici sunt! Unde vă ascundeți? Haideți, ieșiți! Deși nu! Vă voi găsi singur! Să vedem! Kit-Kat-uri? Nimic neobișnuit! Vai! Uite și un Kit-Kat mișcător! Asta e neobișnuit! Ce se petrece? Vai! Kit-Kat-urile pică! Oh, nu! Quentin, știam eu că ești aici! Te-am găsit! Trebuie să mă duc mai rapid de aici, ca Sam să nu mă vadă! Monica, ce faci? Cu grijă! Vai! Ajutor! Raftul pică! A picat! Wow! Uite-le și pe fete! Înseamnă deci că v-am găsit pe toți! Nu-i așa! Noi singure ne-am dat de gol! Ce se petrece aici? Infractori în magazinul de dulciuri! Ați ruinat vitrinele! Pe loc! Nu vă mișcați! Vă arăt eu vouă! Fugim! Timpul pentru o nouă culoare! Ura! Eu am mov! Iar eu am galben! Iar tu, Sophie, ne vei căuta! Ups, se pare că Sophie nu se bucură de asta. Desigur că nu. Hei, Sophie, nu te întrista. Îi vom găsi mai repede împreună. Ascundeți-vă, pierzătorilor. Mai repede, Quentin, a doua oară nu ne vor avertiza? Unde să ne ascundem? Aha, știu. Poate sub masă? Nu, nu se potrivește. Poate în dulăpior? Nu, nu am loc în el. Wow, ăsta da loc! O cutie întreagă de tăieței Pororo! Îi ador! Și sunt galbeni! Așa, să vedem! O, știu! Asta e mărimea potrivită pentru o grămadă de tăieței! Sophie nu mă va găsi niciodată aici! Mi se pare că am auzit ceva... Aha, Quentin! Te-am prins! Nu, aici e gol! Ciudat! A, știu! Ești sub scaun! Nu, nu-i aici! Știu, știu! Acum sigur te-am prins! Aha! Vai! Ce? O vană întreagă de tăieței? Și de unde e asta aici? Cum se zice, nimic nu e întâmplător! Timpul să prânzesc! Delicios! Cât de prost și-a ales Sophie momentul prânzului! Trebuie să-mi țin respirația sub apă! Au! Doare! De ce de nas? Quentin? Ce faci în vana cu tăieței? De fapt, nu mai contează, poți sta liniștit! Unul este! Trebuie să născocesc ceva rapid! Unde nu pot fi găsită? Nu! Cea mai importantă parte e la vedere! Mă vor găsi! Poate aici? Nu! Mă vor vedea din prima! Ah, știu! Căsuța asta mov e locul perfect! 1, 2, 3, 4, 5... Cine nu e gata, îl iau cu lopata! Unde e Monica? Nu e aici! E gol! Aha! Aici ești! Nu, nici aici! Ciudat! Unde să fie? Pe de altă parte, dacă nu e nimeni aici, mă pot juca cu păpușile! Perfect! Uimitor! Sam se joacă cu păpușile? Asta da noutate! Vai! Ce e asta? Cine e aici? Nimeni! N-am înțeles! Poate mi s-a părut! Ce căsuță grozavă de păpuși! Ce? Picioare? What? Și la fereastră ce e?
O mână? Și aici? Bună! Monica! Chiar ai văzut că mă jucam cu păpușile? Nu trebuie să lăsăm asta așa! Acum vei rămâne pe vecie aici! Nici să nu încerci să ieși! Ba nu! Nu voi rămâne aici! V-am zis eu că nu rămân aici! Trecem la următoarea rundă! Firar, am fost găsit! Și eu? Suntem cei mai buni căutători! În fine, e timpul să aflăm cine ține de data asta! Ura! Eu mă ascund din nou! Și eu! Fugim! Și v-am spune că îi vom găsi foarte, foarte rapid! La treabă! E o grădină aici! Și cum să mă ascund în grădina asta verde? Foarte simplu! Mă voi preface că sunt un copac! Trebuie doar să fac ceva legat de culoarea pielii! Și la asta mă vor ajuta niște frunze! Super! Acum ne jucăm! Am nevoie de mai multe frunze! Decorațiunea perfectă! Și o poziție naturală, desigur! Uite așa! Așa, ce avem aici? Copaci și nimic mai mult! Nu cred că Monica s-ar fi ascuns aici! Aha! Bă, aici este! Uite-o! Se preface copac! Se pare că e timpul să ne distrăm puțin! Să udăm plantele! Și planta asta are nevoie de apă! Și asta are nevoie de apă! Multă apă! Vai! Apă! De unde? Quentin, ce crezi că faci? Vai, Monica! Nu te văzusem! Ups! Glumesc! Desigur că te-am văzut! Ai pierdut! Voi! Ține niște apă! Revino-ți! Ai! Unde să mă ascund? A, știu! Sub pat! Au! O, nu! Asta n-a fost o idee bună! O, Huggy-Wuggy! E o idee minunată! Înăuntrul jucăriei Sophie nu mă va găsi! Trebuie să mă ascund pe pat! Superinuțe! Așa, undeva aici se ascunde Sam! Am văzut cum a fugit spre cameră! Probabil sub pat! Vai, doare! Dacă tot sunt aici, de ce să nu mă întind puțin? Trebuie doar să-l dau pe Huggy-Wuggy la o parte! Vai, nu-l pot mișca! Care e problema? Haide! What? Vă rog, luați loc! Un moment... Ce? Huggy-Wuggy cel adevărat? Oribil! Te-ai prins! Vai! Minunat! Mai bine nu se putea! Sophie, ești așa haioasă! Crezi în minuni precum un copil! Dormi liniștită! Eu plec! Ce mai? Sunteți gata? Pornim! Așa? Ce voi prinde? Hm? Austin a scos mizerie? Chiar o va face? Nu vreau să ating asta! Iac! Ce scârboșenie! Chiar că da! Așa, ne adunăm și înotăm! O, nu! E plin de mizerie! Ce coșmar! Sunt tot maroniu! Ce haios ești, Austin! Hei, voi! Gata cu râsul! Ce oribil! Gata! Vă țin eu minte! Țineți-vă! Gata! Pornim! Haide, Betty! Înainte! Sper să am noroc! Lui Betty i-a picat făină! Uite, Austin! E albă ca zăpada! Hei! Ce faci? Nu văd nimic! Bapciu! Hm? De ce fac atâta zgomot? E totul în regulă, Betty! Nu te distrage! Fie! Pornim! Sunt toată albă!
Țineți asta! Ce faci, Betty? Hapciu! Hapciu! Nu mă pot opri! Hapciu! Ești pregătită, Bella? Și Bella trage... castraveți! Da, nu arată prea bine! Vai, de aproape sunt și mai scârboși! Ioc! Ține asta, Betty! Încetează, Austin! Oare ce mă așteaptă? Ce-i cu mirosul ăsta ciudat? Mă așteaptă ceva scârbos! Oh, nu! Haide, Austin, ajută-o pe Bella! Ah! Ioc! Ce scârboșenie! Vreau să ies mai repede de aici! Chiar că ești haioasă, Bella! Cum să mă scap de duhoarea asta? Săraca Bella! Pleacă! Pleacă de pe mine, duhoare! Dă-mi drumul! Nu-i așa de rău la gust castravetele ăsta? Sper să am noroc! Sper să am noroc! Și Betty trage... baloane! Wow, ce tare! Așa... pornim! Wow! Mai ușor, Betty, ne-ai stropit! Tare! Avem o petrecere cu spumă! Vai, unde e Betty? Privi ce noroc am! Sunt plină de spumă grozavă! Tare! Ador spuma! Sunt pregătit! Sigur voi avea noroc! Veți vedea! Și Austin primește ceva iute! Da, nu aș vrea să fiu în locul lui Austin! Oare ce gust au tăieții ăștia iuți? Auci! M-am ars! Păi, Austin, ține-te! Așa! Pornim! Tăieței? Îi ador! Vai! Vai! Ce iute! O, nu! Vai, bietul Austin! Ard! Trebuie să fug de aici! Trebuie să stăm departe de el! Ce față are, așa-i, Bella? Trebuie să mă întind puțin! Vai, scuze, Austin! Bun, pornim! Se pare că lui Betty a picat ceva delicios! Oare ce este? Gustos! Hei, Bella, uite! Sunt pregătită! Mă arunc! Doare! Ce cremă fină! S-o umplem de frișcă! Grozav! Și mai e și delicios! Uitați! Sunt plină de cremă dulce! Oh, priviți! Ce-i acolo? Încotro, Bella! Haide, ia mingea! Sper să am noroc! Sper să am noroc! Iar Bella primește lămâi! Gustăm! Ce acru e, iac! Poți să o faci, Bella! Cred în tine! Haide! Ah! Ce acru e! O, nu! Ochii mei! Nu văd nimic! Da, Bella! O, nu! Ce gard e ăsta? Auci! Doare! Vai! Nu văd nimic! Unde sunt? Vai, biata Bella! Oare ce voi trage eu? Se pare că pe Austin îl așteaptă ceva interesant! Vai, bietul Austin! Ce să fie? Se pare că m-am lipit! Lasă-mă să mă uit! Bella, Austin pică! O, nu! Pornim! Ce? Ciudat! Hei! Nu mă pot dezlipi! O, nu! Ajută-mă, Bella! Desprinde-te, Austin!
Oh, nu! Acum am lipit și eu! Hei! La o parte! Ce coșmar! Ajutor! Vom rămâne aici pe veci! Oh, dacă îmi va pica ceva oribil... Gata cu plânsetele, Bella! Trage! Se pare că va fi frig! Va fi haios! Nu arată prea bine! Să-l ating! Oh, nu! Mi-a înghețat degetul! Haide, deget! Încălzește-te! Așa! M-am adunat! Și pornim! Ah! Ce frig e! Prinde, Austin! Trebuie să o scoatem mai rapid! E așa de grea! Uf! Haideți, prieteni! Scoateți-mă! În sfârșit! Am reușit! Să mergem, Betty! Ciao, Bella! Hei! Nu mă lăsați aici! Nu mi-e prea bine! Haide, Bella! Nu renunța! Și Bella primește... pepene! Wow, ce grozav! Vreau o feliuță! Mmm, ce delicios! Vai, se pare că vrea să sară! Ce mă așteaptă? Trebuie să o ajutăm pe Bella! Bella, lasă-mă pe mine să o fac! Da, fugi, fugi! Minunat! A fost mai ușor decât credeam! Mmm, ce delicios! Hei! Ce faci, Bella? Ha! Credeați că mă păcăliți? Nu va reuși! Nu-i dau pepe în inimă nimănui! Sunt ai mei și doar ai mei! Mmm, ce bine copt sunt! Haide, Austin, nu mai pierde timpul! Oare ce l-așteaptă pe Austin? Hmm, ceva ciudat! Nu-i nimic aici! Chiar nimic? Haide, Austin! Haide! Pornim! Sor! Ups! Se pare că a durut! Ce? Nimic? Absolut nimic? Ce haios ești, Austin! Vai! Ce dureros! Cu grijă! Ciao, ciao! Se pare că nu e prea bucuros! Deci, pe ce s-a pus? Cred că culoarea mea preferată, roșul, nu mă va dezamăgi! Bună alegere! Acest buton îți oferă tăieței! Dar nu obișnuiți! Te așteaptă niște tăieței cu aromă de ardei iute! Poftim, Susie! Vai! Cu grijă! Nu credeam că așa îmi voi primi premiul! Acum sunt plină de tăieței coreeni! Dar nu-i nimic! Sunt încă foarte gustoși! Am nevoie de bețișoare pentru a-i mânca cum se cuvine! Fără ele, tăieței nu sunt tăieței! Cât de tare e asta! Să stai și să mănânci tăieței grozavi! Care, apropo? Sunt foarte... picanți! Ard! Ajutor! Voi, se pare că avem un incendiu! Cu toții! Nu! Cred că pot stinge această flacără foarte repede! Am un stingător! Suficient! Deja m-am stins! Doar mă umpli de spumă! Încotro! Firar! Important e că l-am stins! Prea multă spumă! Ce ar trebui să aleg? Cred că mă voi folosi de cunoștințele de karate! Chia! Bună alegere, Wendy! Vei primi bomboane pocnitoare! Mie îmi plac! Sper că și ție! Oi, e ceva strălucitor! Și delicios! Ce tare! De asemenea, pocnesc! Îmi place foarte mult! Nu am gustat niciodată un asemenea deliciu! Și mai sunt atât de multe aici! Aici, cu siguranță, mâinile nu sunt suficiente! Am nevoie de un polonic! Cu cât mai mare, cu atât mai bine!
Și foarte zgomotos! Foarte, foarte zgomotos! Ah! Ce frumos! Focuri de artificii adevărate! E o sărbătoare! Ce contează ce aleg? Oricum nici nu știu ce se află în spatele butoanelor! O alegere excelentă! Rolele de hârtie igienică te așteaptă! Wow! Am crezut că va fi doar mâncare! Nu! Te așteaptă o grămadă de hârtie igienică! O grămadă uriașă! Suficient! Cât de mult trebuie să mănânc ca să pot merge așa la toaletă? Exact! Toaletă! Cred că Nutella este perfectă pentru hârtia igienică! Dacă ungem hârtia igienică cu cremă de ciocolată, atunci Suzy cu siguranță va fi șocată! E o farsă foarte amuzantă! Ei bine, Suzy! Prinde gustarea! Îți va plăcea! Ce? Gustare? Oh, nu! E caca! Ce-am făcut să merit asta? Pleacă! Ce-i asta? Încearcă să ghicești! Cred că mi-am dat seama! Miroase delicios! În plus, ciocolata are și gust bun! Am uitat ceva! Trebuie să apăs deja butonul! Norocoasa! Butonul ăsta îți dă o grămadă de bani! Felicitări! Un premiu minunat! De acord! Sunt norocoasă! Acum sunt bogată! Oh my God! Ador banii! Banii mei iubiți! Oh, ce am făcut? Ai apăsat butonul! Și ce noroc! Primești apă! Bucură-te de baie! Oh, nu! Nu aveam de gând să mă spăl! Ce-i asta? Pirar! Și de unde e peștele? Iac! Nu mă așteptam la asta! Pirar! Banii mei! S-au udat! Au fost și nu mai sunt! Ce faci? Nu se vede! Îmi usuc banii! Ești mai isteață decât credeam! Ce s-a pus de data asta? Cred că voi apăsa butonul verde! Aha! De data asta ești foarte norocoasă! Pentru că după acest buton te așteaptă bezele delicioase! Foarte gustoase și foarte moi! Chiar prea moi! Prinde-le! Ce se petrece? Oh, nu! Ce-i asta? Oh, o ninsoare adevărată! Cu bezelele mele preferate! Ce frumoase sunt! Parcă ar fi iarnă! Îți place? Le iubesc! Nu e doar frumos, dar și delicios! Bezelele sunt grozave! Grozave, zici? Bezelele sunt desigur delicioase! Doar ce zici de niște uscătoare de păr? Va fi de asemenea foarte distractiv! Ce delicios! Și aici a devenit foarte cald! Ciudat! Acum nu e vară deloc! Dimpotrivă, trebuie să fie frig! Ce faci acolo? Acesta e un cadou suplimentar pentru tine! Puțină căldură! Pentru ce? Bezelele se topesc! Încetează! Please, stop! No, 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 please! Să încetez? Ei bine, nu! Nu mă opresc! Te rog, suficient! Te implor! S-au transformat deja în lichid! Oprește-te! Nu le pot mânca! Nu țipa! Deja m-am oprit! Ce nu-ți place? Acum bezelele sunt foarte lipicioase! Sunt acoperită de noroi alb! Uite ce ai făcut! Oh! Iac!
Ce mai e și asta? Hey, you! Vreau să mănânc! Ei bine, pe ce buton s-a apăs? Cred că e timpul pentru cel albastru. O alegere grozavă! Ceva foarte special te așteaptă! Înainte să te servesc, trebuie să mă protejez! O grămadă de brânză delicioasă! Și felul în care miroase e pur și simplu uimitor! Suzie, ești gata de gustare? Dacă da, atunci ține! Poftă bună! Sper că îți va plăcea! Ce e asta? Ce e delicios aici? Nu înțeleg nimic! Pare a fi brânză! Asta e brânză împuțită! Oh, wow! Sunt pe cale să vomit! De unde e mirosul ăsta? E imposibil să respiri în cutia asta! Îți place acest cadou? Miroase delicios! Am făcut tot ce am putut! Mi-am petrecut toată ziua alegând cea mai împuțită brânză! Și se pare că eforturile mele nu au fost în zadar! Ei bine, ce ziceți? Văd că v-ați bucurat de aromat! Vă pot oferi niște măști speciale! Ura! Aer proaspăt! În sfârșit! Sper că voi avea noroc! Vreau să mănânc ceva gustos! Dacă ai ales butonul galben, atunci te așteaptă o gustare galbenă! Acum voi alunga albinele! Și de îndată ce fac asta, un butoi întreg de miere dulce uriașă va veni spre tine! Cât de lipicioasă e! Grozav! Ce miros! Foarte proaspăt! Atât de gustos și de elastic! Gata cu vorbăria! E timpul să încerci această miere minunată! Ce e asta? Ce e asta? De ce e atât de lipicioasă? Chestia asta m-a acoperit complet! Da, e foarte gustoasă! Serios? Înseamnă că trebuie să gust! Într-adevăr, mierea e bună! Mă bucur că e atât de multă! Pot să mănânc la nesfârșit! Mă pot scălda în miere! E foarte tare! Oh, nu! Unde e miere sunt și albine! Dar sunt puternică! Mă voi ocupa rapid de aceste creaturi zburătoare! Se pare că cineva apasă pe butoane! Înseamnă că ai nevoie de mai multe cadouri! Penele sunt perfecte! Ține asta! Poftim! Ce? De unde sunt atâtea pene aici? Mă transform într-un om de zăpadă! Și nu-mi place asta deloc! Și asta nu e tot! Vine și niște lapte! Exact de ce ai nevoie cu mierea! Încă nu am râs de tine! Pentru că ai apăsat pe atâtea butoane, te mai așteaptă un cadou! Nu mă mai surprinde nimic! Ce e de data asta? Cred că-ți plac floricelele de porumb! Eu personal pur și simplu le ador! Sunt atât de delicioase! Și din moment ce viața bate filmul, floricelele vor fi foarte utile! Ce? Floricele de porumb? Așa mai zic și eu, noroc! Îmi plac foarte mult floricelele de porumb! Sunt gata să mănânc doar floricele mereu! Pentru că e cel mai delicios lucru pe care l-am mâncat vreodată! Știi ce? Pentru grămada de floricele sunt gata să-ți iert orice! Delicios! Ce s-a apăs? Nu vreau albine! Să fie butonul cel verde! Nu trebuia să-l apeși! Nici n-ai idee ce te așteaptă! Te așteaptă niște drăgălășenii care se numesc de obicei gândaci! Am destui! Au chiar propria casă de pământ! Vorbesc cam mult! E timpul să mănânci! Ce e asta? Oh, nu! Ce e? E pământ? Dar ce să fac cu el? Nu cunosc pe nimeni care să mănânce pământ! Ce se presupune că ar trebui să fac? No, 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 please!
Asta nu e conform regulilor. Ai stricat bunătate de cutie. Cum a îndrăznit să fug așa? Eu nici nu pot sta în poziția asta. Ciudat. Așadar, cine va fi prima? Mary, tu! Te felicit! Acum voi pregăti cele necesare. Nu-mi place să aștept. Cred că am să apăs pe buton. Ce-i acolo? Nu înțeleg. De ce Kate a apăsat pe buton? Fie, e alegerea ei. Nu se petrece nimic. Începe! E cola! Îmi place! Mai vreau! A fost alegerea corectă! Norocul e de partea mea! Dar de ce așa puțin? Mai vreau! Kate, mă uimești! E nerușinare din partea ta! Trebuie să născocesc ceva! Am nevoie de mai mult! Tare! A mers! E nevoie de o sticlă mai mare! Gata! Nu mai vreau! Mersi! Ajunge! Deja e prea mult cola! Scuze, dar trebuie să-l torn pe tot! Mă sufoc! Dați-mi drumul! Wow! Se pare că e de rău! E ca un pește în acvariu! Rezistă, Kate! Știu ce să fac! Vom face o explozie și toată cola va dispărea! Vei fi liberă! Pregătește-te! De unde e atâta spumă? Ce se petrece? Mi s-au dat tot nasul! Cum ești, Kate? Încă nu-mi dau seama! Vreau să respir! Mai vreau! Mă bucur că am reușit! Te las puțin singură, mă duc la Mary! Sunt deja aici! Grozav, e timpul să fac alegerea! Și voi apăsa pe butonul cel galben! Ce acolo? Așa, totul clar! Am nevoie de pistoale pentru baloanele astea de săpun! Pregătește-te, Mary! Începem! Ce frumusețe! Uimitor! Parcă m-aș fi transpus într-o poveste! Mă bucur că-ți place și asta nu e tot! Continuă, Zec! Să sparg balonașele e o adevărată plăcere! Ba chiar pot face o petrecere cu balonașe! Mi se pare cam plicticoasă! Gata spuma din pistol! S-a terminat! Dacă-ți place, eu o pot turna pe toate deodată! Asta e pentru tine, Mary! De unde atâta apă? Ce se petrece? Unde-mi sunt balonașele de săpun? Nu văd nimic! Mi-a intrat spumă în ochi! Scuze, dar nu putea dura la nesfârșit! N-am avut decât să-i pun punct! Ce alunecosie! Cred că mai bine stau nemișcată! Alegerea corectă! Acum odihnește-te! De-abia aștept să continui! Sunt gata să apăs pe buton! Îmi place cel albastru! Super! Jocul continuă! Deja fug, Kate! Nu te îngrijora! Din nou ai nespus de mult noroc! Ți-am pregătit niște bezele dulci și delicioase! Le-aș mânca chiar eu, dar nu pot face! Sunt toate ale tale! Și din nou mi-a zâmbit norocul! Grozav! Începe să-mi placă provocarea asta! Bezelele sunt așa pufoase! Minunat! Cum ești? Wow, ăsta da apetit! Sunt gata să mănânc bezele la nesfârșit! Ce bine că sunt așa de multe! Mersi, Zec! Mereu la dispoziția dumneavoastră! Apropo, pare a fi un hamster cu fălcuțele pline! Gata, eu am plecat! Mary mă așteaptă! Aproape m-am hotărât ce buton să aleg! Trebuie să mă concentrez și să dau direct la țintă! Butonul verde, minunat! În spatele lui se află niște chipsuri iuți! Wow, arată interesant! Doar de la o simplă atingere cu limba iau foc! Nu te invidiez, Mary! Te joci cu focul, la propriu! Deschide gura mai larg! Wow, sunt nachos! Ce tare! Înseamnă că din nou am noroc! Zec, nu te zgârci, aruncă-le pe toate! Ce plăcut crocante sunt! Vreau mai mult și mai mult! Cred că reacția va începe în curând! Foc! Ce se petrece? De ce s-a încălzit așa rău aici? Ard! Nu trebuia să stau așa aproape!
foc! Minunat! E timpul să-mi prăjez bezelele! Ce grozav iese! Mersi, Mary! Cred că mi-e mai bine! Trebuie să mă întind puțin! Bezelele sunt așa de moi și fine! O încântare! Mă simt puțin cam șifonat și ars! Ce bine că totul a luat sfârșit! Ce faci, Kay? În sfârșit mi-am revenit! Putem continua! Kate aproape și-a ales butonul, super! Lăsați-mă un moment, nu mă pot nici cum decide! Gata, am apăsat! No, please! Nu ai de ce să-ți faci griji, ai noroc! Vai, priviți, chiar nu mă pot abține! Ador Nutella! Gata, nu mai mănânc niciun strop, e toată pentru Kate! Servește-te! De ce e așa de lipicios? Ce e asta? M-am prins! Ciocolată! Nu te opri, Zec! M-am gândit la ceva! Trebuie să-mi fac un sandwich dulce! Ce bine că am pâine pentru toți la îndemână! E așa de moale! Minunat! O voi lua și o voi scufunda în ciocolată! Ce sandwich imens îmi iese! Wow! Timpul să-l mănânc! Nici nu m-aș fi putut gândi la ceva mai bun! Dumnezeiesc! Ce-i cu tine, Kay? Sunt în al nouălea cer! Mersi, Zec! Mă bucur, dar tot nu înțeleg de ce ești plină de frimituri de pâine! Sincer, nu-i cea mai plăcută priveliște! Gata cu vorbăria cu Kay! E rândul meu! Ce mai? Observ că ai ales deja! Chiar acum vom găti gogoșele! Pentru început e nevoie de făină! Oprește-te! Nu-mi place făina! Din cauza ei îmi vine să strănut! Acum avem nevoie de ouă! Deja vin! Prinde, Mary! Ouă? Asta e bătaia de joc! Și lapte! Super! Așa scrie în rețetă! Nu trebuie să ne distragem de la ea! Să vedem ce avem aici! Aha, e timpul să le mixăm! Vai! Dar unde sunt ustensilele? Ce se petrece? Am în cap niște chestii de metal! Aproape că uitasem! Avem nevoie de glazură! Asta e ultimul retuș! Torn! Ce lipicios! Nu-mi place chestia asta deloc! Cred că am făcut tot ceea ce era necesar! Chiar nu mai suport asta! Mary! Doar unde ești? Mi-am amintit! Avem nevoie de bombonele! Doamne, ce frumusețe! Arăți incredibil! Mersi, dar oricum mă enervează! Iar după mine a ieșit minunat! Mă bucur doar că e delicios! Aici devine cam plictisitor! M-am săturat să aștept! Kate a apăsat! Super! Deja vin! De data asta mă va ajuta o ghicitoare și mi-a șoptit că trebuie să apăs pe butonul ăsta. În sfârșit începe distracția! Ce încântat sunt! Gândaci ăștia minunați se duc către Kate chiar acum! Sper să nu se prindă căs de jucărie! Un moment! Aproape că uitasem! Trebuie să adaug unul adevărat! Pentru diversitate! Ca să ne dea crezare! Vin aici, micuțule! Acum sigur e totul pregătit! Putem începe! Ce e acolo? Uf, pare a fi pământ! Respingător! Nu-mi place asta deloc! Pământ! Sper că aici să ia totul sfârșit! Nu se poate! E plin de gândaci! Să mă scap de ei! Dați-mi drumul de aici! Mă tem de insecte! Nu poți ieși! E împotriva regulilor! Întoarce-te numai decât! Uite, asta e complet altceva! Dar nu vreau să stau aici! Mi se pare mie sau gând aceștia nu sunt adevărați? Uf, exact! M-am temut degeaba! Mă pot relaxa! Credeai că mă sperii, Zec? Nu-ți merge! Și asta ce mai e? Se pare că am un gândac în cap! Și se mișcă! Orice, dar nu asta! Pleacă de aici, pacoste! Ține asta! Vai! Mă ia cu amețeală! Mi-e rău!
Bună, prietene! Mă bucur că ești afăr! Vino aici! Mi-ai fost de mare ajutor! Mersi! Alegerea mea trebuie să fie exactă! N-am dreptul la greșeli! Ce-i acolo? E timpul să ne răcorim! Am adus niște zăpadă! Așteaptă, Mary! E așa de rece! Trebuie să mă încălzesc! E doar a ta! Poftim! Nu înțeleg nimic! Ce-i asta? Vai, ce frig e! Doar nu e zăpadă! E foarte frumoasă, dar încep să îngheț! Am o idee! Trebuie să mă învelesc imediat cu o păturică! Mult mai bine! Dar mă tem că nu-i destul! Am nevoie de o căciulă călduroasă! Ce bine că am una la mine! Mi-e de mare ajutor acum! Uite așa, minunat! Acum e mai cald! Iar acum mă pot juca! Ador zăpada! E așa haios! Simt spiritul Crăciunului! Mai multă zăpadă! Super! Nu te opri, Zec! Dacă adori așa tare activitățile de iarnă, atunci propun să ne jucăm! Nu e o idee rea! Sunt pregătită! Păzea! Ce aruncare exactă! Ești profi! Mary, nu crezi că ajunge? De-abia acum am prins gustul! Ce bine te miști! Trebuie să țintesc mai bine! Sunt gata de aruncarea cea mare! Bulgărul tău nu m-a nimerit pe mine! Bună dimineața! Ce se petrece? De unde e zăpada aici? Bravo, Mary! Ai nimerit exact în Kate! E timpul să mă antrenez puțin! Ce bine că am o țintă nouă! Sunt profesional! Mereu nimeresc exact la țintă! Capul meu! Nu trebuia să te plimbi prin fața mea? Mă scuzați, eu doar făceam curat! Fie, haide, treci! Dar nu mă mai deranja! Mă antrenez! Unde-o fi, Zec? Vreau ceva dulce! Lucy, bună! Mă recunoști? Apropie-te! Să nu ne audă nimeni! Sunt eu, Zec! Fără mustață e mai bine? Prietene bună! Te așteptam! Ce mai e și asta? Nu recunoști? Privește mai îndeaproape! E gumă! Nu-ți imaginezi ce bună e! Clar trebuie să o guști! Cu plăcere! Ce idee grozavă! Credeam că e o mătură! Wow, și chiar că e gustoasă! Mă bucur că ți-a plăcut! Ce plăcut e să te văd! Și eu mă bucur! Uite ce baloane pot face! Lucy, dar cred că e mai bine să nu faci asta! Nu trebuie să atragem atenția! Oprește-te, te rog! Ce e asta? O explozie? Nu se poate! Poate mi s-a părut! Așa, continuăm! Lucy, nu trebuie să ne riscăm așa! Dar se pare că de data asta avem noroc! Apropo, am ceva! O găleată de spălat pe jos? Râzi de mine, Zec? Prostuțo, e cola! Ține, ți-am luat și un pai să-ți fie mai comod! Te ador, Zec! Bravo! Delicios! Știam că ți-va plăcea! O, nu! Îmi vine să râgâi de la acid! Ce faci, Lucy? Ne vor auzi! Acum sigur nu mi s-a părut! E un intrus în închisoare! Ține-te! Imediat îți voi arăta eu! Nu permit așa ceva chiar sub nasul meu! Nu te grăbi, Lucy! Eu m-aș grăbi în locul vostru! Mă scuzați, eu trebuie să plec? Ba, nu pleci așa ușor! Ce ai făcut? Ba, tuturor! Ce alunecos e! Te țin eu minte! Încă o abatere și s-a zis cu voi! Ce incomod! Am nevoie de mai multă vopsea albastră! Așa-i perfect! Ajutor! Mi-e rău! Ce-i cu tine? Am fost infectată! Am nevoie urgentă de un medic! Vă rog! Rapid! Se pare că m-a crezut! Mai să mă infectez de la ea! Mai bine arunc ochelarii ăștia! Are dreptate! Trebuie să chem un medic! Ajutor! E infecție în închisoare! Ați chemat cumva un medic? Salvați-mă, doctore! Am nevoie să ajung la sursa infecției! Nu pot să respir! Ajutor! Doctorul e aici, nu vă temeți! Wow, Twix! Îmi plac așa medicamente! E o grămadă de ciocolată aici! Se pare că am noroc! Lucy, ce? Din nou nu mă recunoști? Sunt eu, Zec!
Oare ce e acolo? Mă tem de injecții! Nu! Mi-e rău! Lucy, e suc! Nu te speria! Deschide gura mai larg! De portocale, preferatul meu! Mersi, mai vreau! E timpul să trecem la medicație mai serioasă. Nici eu nu refuz puțin tratament. Sunt cele mai bune pastile din lume. Ai dreptate, Lucy, ce încântare! Ce e acolo? Sper că infecția nu e mortală. Ce? Mâncați dulciuri? Asta e lipsă de bun simț. Zec, dă-mi să mușc. Din nou perechea asta dulce. Țineți-vă, de data asta vă dau eu vouă. V-am prins, renunțați. Nu mă învingeți cu mâinile goale? Țineți asta! Din nou vicleniile tale! Cât se mai poate așa? Ne vedem, Lucy! Am amețeli! Unde e? Pe loc! Oricum te voi prinde! Deja vin! Vai, se pare că am greșit direcția! La ce te uiți, fetițo? Crezi că las asta așa? Arată-mi numai decât ce ai acolo! Aha, dulciuri, așa și credeam! Asta se confiscă! Lăsați-mi măcar o ciocolată! Vă implor! Antrenamentul e asigurarea unei sănătăți de fier. Prânzul! Prânzul! Pe loc! Mai întâi să văd ce ai acolo. Nimic special! Macaroane! Uitați! Oh, sunt calde! Arată apetisant! Dă-mi și mie o porție! Desigur, cum spuneți! Sper ca farfuria asta să ajungă, dar în caz de nevoie spuneți-mi și vă mai aduc. Nu, nu sunt obișnuită să aștept. Mai bine iau deodată tot ce am nevoie. Dăm cleștele. Cum să mănânc fără el? Gata, pleacă. Okay. Poftă bună! Mersi, am o foame de lup. Ce delicios! Unde să fie Zec cu dulciurile? Deja mi-e rău! Prânzul, prânzul, veniți mai aproape de gratii! Se pare că din nou nu mă recunoaște. Lucy, sunt eu! Cât te-am așteptat, Zec! Ce? Mi-ai adus macaroane? Nu vreau să le mănânc! Nu lua în seamă, e doar să nu bată la ochi. Ți-am pus deoparte ceva mai bun. Uite ce burger imens. Îți place? Ce minunat e! Zec, te ador! E cea mai bună chestie primită vreodată. Nu mă pot opri, e dumnezeiesc. În sfârșit am înfulecat puțin. Păcat că a fost cam puțin, n-aș refuza încă o porție. Iar acum trebuie să mă odihnesc. Ce miros! Îmi amintește de burgeri. Oare de unde vine? Trebuie să văd! Nu mă pot ridica deloc! Fie! Voi merge cu scaunul! Merge? Bravo mie! Zec, fără tine aș fi murit de foame! Știam eu că voi sunteți din nou! Dăm burgerul repejor! Orice, dar nu asta! Vă rog, nu mi-l luați! Nu încerca să mă înmoi! Burgerul meu, unde-l duceți? Viața e nedreaptă! Oh, Snickers, îl ador! Ce bine că eu am voie ciocolată, pe când pușcăriașii noștri nu! Și eu vreau ciocolată! Oh, gratiile s-au rupt! Nu se poate! Înseamnă că pot ieși? Ăsta da noroc! Nu, asta nu! Nu privi așa la Snickers-ul meu! Oricum nu ți-l dau! Asta mai vedem noi! Voi face orice ca să-l primesc! Îl voi mânca înainte să faci tu ceva. Lasă-mă sau chem ajutoare. Ajutor! Pușcăriașa a scăpat! Nu mă puteți opri? Mai repede! Scapă! Gata? Acum nu mai scapă de aici. Cu siguranță. Mersi! Okay. Uită-te bine la mine. Sunt cu ochii pe tine. Se pare că a plecat. Super! Lucy, bună! Ce mă bucur să te văd, Zec! Ce e acolo? O surpriză pentru mine? Și eu sunt curioasă ce e acolo. Am decis să supraveghez puțin reținuta. Mulțumesc, dar cred că puteți pleca. Ciao, prietene! Liniște, să nu te aud. În sfârșit a plecat. Să vedem ce avem aici. Oh, un ursuleț de jeleu! Ce drăguț! Sper să nu fie doar unul. Trebuie să verific lacătul mai bine. Știam eu! E o grămadă de jeleu aici! Să-i adun în palmă. Și toți sunt de culori diferite. Zec știe ce-mi place. Îl ador.
Ce delicios! Poate și în alte lacăte mai e ceva? Trebuie să verific numai decât. La jeleu! Incredibil! Te-am prins! Știam eu că totul e o scenare a prietenașului tău. Dăm jeleul! Ce jeleu? Nu înțeleg despre ce vorbiți! Minți! Poftim? Niciodată! Dulciuri confiscate, cea mai bună idee! Până nu mă vede nimeni, trebuie să le dau gata! Ce se petrece? Cine a îndrăznit să mă deranjeze? Dezinsecția! Aici e o zonă extrem de periculoasă! Plecați! Am înțeles, deja am strâng lucrurile! Mulțumesc că mi-ați zis! N-a fost greu de păcălit! Unde e Zec? Mi-așa dor! Ești aici! Ura! Ești, scumpo! Ești liberă! Știam eu că mă vei scoate de aici! Uite ce ți-am adus! O grămadă de dulciuri! Exact cum îți place ție! Ești cel mai bun! Cu ce să încep? Cred că voi lua un Twix! Îl ador! Gustul ciocolății și al libertății! Ce să fie mai bun? Gata, ajunge cu statul aici! Să plecăm! Nu vă grăbiți, prieteni! Știam eu că e o înscenare! Țineți asta! Nu plecați nicăieri! Opriți furtunul! Nu văd nimic! Mi-e frică! Zec! Ați picat direct în cursă! Ce mai? Acum stați împreună! Sunt convinsă că nu vă veți plictisi! Doar vă doreați să vă reuniți! Iar asta o iau eu! Nu ne lăsați aici! Ciao! Ne-am blocat în groapa asta pe vecie! Oh, a uitat casca! Uite ce e aici! Twix-ul meu preferat! Grozav! Trebuie mâncat numai decât! Haide, Zec! Dumnezeiesc! Ce mai e și asta? Pare a fi un fursec! Dar arată ciudat! E așa dulce! Îmi place! Ted, te grăbești! Mai întâi împățim cartonașele! Fie, fie, cum spui, doar nu mă bate! Firar, trebuie să decupezi fursecul fără mâini! Ghinionista, iar noi avem noroc! Sunteți niște răi! Nu-i nimic, oricum mă descurc! Se pare că trebuie să ne grăbim! Nu trebuie să pierdem nicio secundă! Ce bine că-mi pot folosi ambele mâini, așa treaba merge mai repede! Asta așa-i! Cu o mână nu-mi reușește nimic! Poate mai bine să-l ronțăi? Să nu crezi că mă dau bătut, Suzy! Apropo, e foarte delicios! Eu ce să mă fac fără mâini? Se pare că e doar o cale! Trebuie să mă folosesc de frunte! Deși e foarte dureros, dar merge! Tare! Am șanse să câștig! Se pare că Lucy nu poate fi oprită! Trebuie să depun toate forțele necesare ca să câștig! Nu asta! Fursecul meu s-a rupt! Iac! Ce mai e și asta? Nu-mi place! Ajunge! Firar, de data asta nici două mâini nu m-au salvat! Ghinionista! N-aș vrea să fiu în locul lui Suzy! Lucy, ne apucăm de treabă! Firar, și eu am pierdut! Nu trebuia să mă grăbesc! Începe! Capul la adăpost! Ce udă e! Ce sentimente oribile! Am mai rămas doar eu! Nu trebuie să ratez, altfel nu e bună! Uite, timpul s-a scurs! Doare! Am reușit! Victorie! Nu-i cinstit! Ai avut noroc! De ce sunteți răutăcioase? Ajunge! Cartofi pai cu sos! Super! În sfârșit putem înfuleca! La o parte, cartofii sunt ai mei! Două mâini! Tare! Mă bucur că am luat cartonașul ăsta! E o mână! Nu-i rău, dar se putea mai bine! Cel mai mare ghinion îl am eu, așa că nu te mai plânge, Ted! Propun să începem! Eu sunt deja pregătită! De-abia aștept să gust cartofiorii ăștia prăjiți! Oh, nu! Ce văd eu aici? Sos chili? Asta se poate termina foarte rău! Știam eu că trebuie să fie ceva! Urăsc iutele! Sunt foarte sensibilă! Deși până acum e totul normal! Mie mi se pare că ți iese fum din gură! Iar acum din urechi! Nu-s cele mai minunate sentimente! Trebuie să le astupăm rapid! Așa e mai bine! Sincer, nu arăți prea bine! Mă tem să mă gândesc ce va fi cu noi! Poate nu e așa rău, Suzy! Sunt gata să gust sosul ăsta! Contează să pun doar puțin! Uite așa! Cred că va fi îndeajuns! Crezi că scapi așa ușor? Nu merge! E nevoie de mai mult sos! Acum poftă bună!
Și totul începuse așa bine, dar tu mi-ai distrus mâncarea, Lucy. Sunt convins că-mi va exploda capul după așa ceva. Fie, n-am de ales, curați-mi noroc. Îmi imaginez ce respingătorie, rezistă. Începe căldura. O, nu, vine și focul. Ajutor, ard! Ted, cum ești? M-am ars la mână. Ce vânt plăcut, nu te opri. Deși asta e deja exagerat. Mi-ai distrus coafiura, Ted, ajunge. Gata, mi-e mai bine. Ce crezi? Cred că e rândul tău. Asta așa e. Oricât mi-aș dori să mai trag de timp, e momentul să o fac. Cum se simte? Delicios, ador cartofii pai. Dar ai uitat complet de sos. Haide, adaugă-l. Mersi că mi-ați amintit. Și totul începuse așa de bine. De ce trebuie să ruinați asta? Hai să te ajut, Suzy. Poți să nu mulțumești. Nici nu plănuiam. Măiculiță, ce căldură! Ajutor! Wow, ce frumusețe! Un adevărat fire show! Trebuie să-mi pun ochelarii, e prea luminos! De ce stați și nu faceți nimic? Uită-te, Suzy! Se pare că am îngăurit tavanul! Dar acum mi s-a deschis o priveliște minunată! Voi, ce-i asta? Ioc, respingător! Păsări stupide! Să fie cu noroc! Nu-i deloc haios! Wow, gumă neagră! Nu am mai văzut așa ceva! Hai să ridicăm mai repede cartonașele! Luați! Sper să am noroc! O, da! Universul m-a ascultat! Firar, doar o mână! Păcat! Dar de ce viața e din nou nedreaptă cu mine? Nu vreau fără mâini! Haideți, oricum primim cu toții gumă! Doar că mie îmi va fi mai comod decât vouă! Wow, ce frumoasă e! Și mirosul e înnebunitor! E timpul să mă bucur de gustare! Tare! Îmi place! A mai rămas ceva aici! Vreau să mănânc tot deodată! Ted, te comporți de parcă n-ai mai fi văzut gumă niciodată! Eu doar știu să mă bucur de viață spre deosebire de tine! Privește ce balon pot face! Oh, e foarte interesant! Haide, iar eu îl voi sparge! Ce cu glumele astea stupide? Nu mai vorbesc cu tine! Trebuie să-i dau o lecție lui Lucy pentru comportamentul ei! Nu te supăra, Ted! Deja nu mă supăr! Ce ai făcut? Nu-mi pot mișca mâna! Iac, guma e plină de saliva ta! Respingător! Doar m-am decis să glumesc puțin, cum ai făcut tu cu mine! Mi-a dispărut orice urmă de apetit! Cum să-mi desfac guma cu o mână? Ajutor! M-am lipit! Vai, ce incomod! Da, mersi, Ted! Am să te țin minte! Am uitat complet de Suzy! E rândul ei să guste! Mă tem că asta nu va fi ușor! Guma îmi alunecă în continuu! Cum să o desfac? Încearcă, trebuie să-ți reușească! O, nu! Am scăpat un gunoi! Ce să mă fac acum? Trebuie să-mi țin respirația și să încerc să o scot! Cu grijă, Suzy! Tot gunoiul zboară fix în noi! Ajutor! Nu văd nimic! Wow! Are coșul de gunoi pe cap! Asta da întorsătură de situație! Suzy, vino după sunet! Suntem aici! Bravo! Acum așează-te! Am reușit să-mi scot guma! Și împreună cu ea o grămadă de gunoi! Și ce? A meritat! Ce delicios! Uitați! E Fanta! Și ce sticle mari! Grozav! Nu uitați de cartonașe! Să vedem ce am primit eu! În sfârșit două mâini! De când așteptam? Eu din nou am una! E deja tradiție! Deci eu trebuie să beau Fanta fără mâini? Vești proaste! Nu cred că e prea comod! Mâinile la spate, Ted! Asta-i regula! Fie! Cu voi n-are sens să mă cer! Ai dreptate! Timpul să gustăm! Se pare că să desfac sticla cu două mâini e foarte comod, cu atât mai mult să țin de sticlă! Ce grozav! Sunt încântată! Nu vreau să mă opresc! Sunt gata să beau tot până la ultima picătură! Ador Fanta! În sfârșit mi-am potolit setea!
Vai, se pare că mi s-a lipit sticla de buze. Uimitor, asta chiar că e haios. Nu îndrăzni, Ted. Suzy, dă-mi voie să te ajut. Mersi, Lucy, ești o prietenă adevărată. Ce durere de buze, nu le pot atinge. Ți-am zis să nu îndrăznești, nu-i frumos. E rândul meu să mă răcoresc. Sper să reușesc să desfac sticla cu o mână. Wow, nu e așa ușor. Știu că dacă lovesc de masă pot reuși. Dar nu, lifehack-ul ăsta nu funcționează. Wow, am agitat-o prea tare. Oh, nu, vine o explozie. Măiculiță, ce ai făcut, Lucy? Mă scuzați, eu doar voiam să deschid sticla. Firar, tot sucul s-a vărsat. Nu mi-a mai rămas nimic. Nu-i cinstit. Din cauza ta ne-am udat toți. Îmi pare rău, dar nu mai e nimic de făcut. Ce bine că sticla mea e încă plină. Mai rămâne doar să mă gândesc cum să o deschid. Încerc cu dinții, sunt foarte puternici. Este, a mers, iar acum pot bea. Cum ai reușit? Incredibil! Pot face orice când e vorba de gustări dulci. Sincer, arată respingător. De acord cu tine, Suzy. Sunteți doar invidioase. Priviți, am băut aproape tot. A fost foarte simplu. Yeah!